Deși ne aflăm în postul Paștelui, cu greu te poți abține de la bunătățile expuse de producătorii care participă zilele acestea la Târgul Gospodarilor în Giurgiu. Nu ai cum să treci pe lângă standurile amenajate în Parcul Mihai Viteazul și să nu te oprești pentru câteva minute în loc. Ciocolată făcută în casă, alviță, halva, bomboane, dar și produse din carne de porc sau vită, brânzeturi, siropuri, cașcaval și, nu în ultimul rând, renumitul Chiurtoș Colac. Toate sunt puse la dispoziția celor care vor să diversifice meniul sau celor care vor să facă un cadou culinar special de 1 și 8 martie. Sincer, la ce mă uit, nu pot să mă conving ce să iau. Și asta și astea, toate sunt bune. Și în cele din urmă? În cele din urmă am luat halviță cu alune și ciocolată, doamnă, da? Halva și mă uit să iau rulada. Și postul? Post îl țin altfel, că ce înseamnă să ții post? Să ții post de curățenie de bărbat, alimente... Știe toată lumea și cu gura în primul rând. Faptele sunt întotdeauna mai bine plăcute în fața lui Dumnezeu. Am mai fost la dumneavoastră cu ruladă, cu halva de post, turtă dulce tradițională. Produse de la Sibiu, de la Jina suntem. Avem muși, mușchiuleți, cârnăciori foarte buni. O brânză bună de la Sibiu am de la mine de acasă, burduf, cașcaval. Ați mai fost la Giurgiu? Acum e prima dată. Și cum merge? Prima zi? Abia am venit, doamnă. Și la duminică? La duminică o fi timp. Și prețurile mai și negociem? Mai și negociem, cum să nu. Așa e la... Și urdă, unt? Urdă, unt, da. Cașcaval, pâine, cozonac, de toate. Am adus la giurgiuvenii fleică, pastrama afumată, cârnați de diferite, din diferite produse, adică și din porc, și din vită, și din oaie. Le-am adus siropuri. Că totdeauna spunea siropurile de la munte sunt foarte bune, le-am adus și siropuri, brânză, renumita cașcavea și brânza de burduf în coajă de brad. Așteptăm giurgiuvenii să vină să deguste din produsele noastre. Și cu postul? Nu toată lumea ține post, apoi, cum să zic, mâncarea e mâncare. Postul pentru cei mai învârzniși. Este prima dată când venim la Giurgiu, am venit de la Bran cu produse tradiționale, brânzeturi, afumături și... Din astea, carne, afumături, la fel, din zona Brașovului. Sunt 7 producători, zic eu, autentici, cu produse afumături și brânzeturi direct din stânele Sibiului, Branului, Rucărului. Avem Chiurtoș și cozonacul secuiesc, care sunt unguri autentici, care au rețeta din Mostrămoși. Miere de albine, o să vină mâine și un stand de blană și așteptăm giurgiuvenii să deguste din produse care sunt extraordinare și deosebite. Târgul Gospodarilor se deschide zilnic la ora 9 și va rămâne la dispoziția giurgiuvenilor până duminică seara.